Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Livia Graur și alături de mine este nimeni altul decât Tudor Petruț, căruia îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Sau Șerban, cum vă cunosc mulți dintre telespectatori. Bine v-am găsit și mă bucur foarte tare că sunt, iată, în premieră și la Prima TV. În vizită? Da, în vizita mea anuală. Mă bucur foarte tare să revin în țară în fiecare vară ca să fiu alături de mama mea. Dumnezeu să-i dea sănătate, încă mai am la cine să vin. Și mă bucur că sunt acasă. Cum așteaptă mama în fiecare an această vizită? Foarte greu, extrem de greu. Însă cred că o ajută foarte tare, mai ales la vârsta ei, care are speranța asta că știe că vine vara, vine Tudor. Cu șnițele, cu chiftele, cu coboși. Absolut, da. De unde știi? Pe lângă vizita pentru mama, da, știu că mai sunt și alte vizite pe care le așteptați în perioada asta. Sigur, da. Sau întâlniri, să le spun așa. Absolut, da, pentru că nu se poate vacanță în România fără prieteni și mai ales faptul că toate prietenile astea vechi s-au păstrat, cum să spun, de o prospețime absolut remarcabilă. Este parcă nu ne-am văzut de ieri, fiecare dată când vin. Și nu vorbim despre orice prietenie. Da, e adevărat, pentru că mă bucur foarte tare să mă întâlnesc cu foștii mei colegi de liceu și cu fostele mele colege de liceu la fel, ba chiar mai mult. Și, bineînțeles, colegii de facultate și gașca noastră cu care am golănit prin filme, ca să zic așa. Și așa tare mă bucur că sunt aproape neschimbați. Ce înseamnă golănit prin filme? Adică ne-am distrat, am avut o tinerețe foarte animată, plină de entuziasm, de întâmplări și faptul că am avut norocul să fim în facultate, o experiență absolut senzațională și în egală măsură să punem în practică ce învățăm în facultate și să filmăm în același timp, a fost foarte, foarte extraordinar, pentru că ne-a deschis. Ne-a făcut să privim, de fapt, toată partea teoretică a acestor meserii cu un ochi extrem de practic și, în egală măsură, să învățăm de la marii noștri actori. Ce a fost lucrul pe care l-ați învățat cel mai, care v-a folosit cel mai mult de la un mare actor? Cel mai important lucru a fost întotdeauna disciplina. Este nevoie de disciplină în Sigur, actorie? Da. Absolut, dar nu există nimic fără disciplină într-o meserie artistică. Că este pe scenă, înainte, în timpul spectacolului, la filmare, e o zi întreagă în care trebuie să fii în priză și fără disciplină. Nu poți să creezi un personaj, nu poți să intri în relație cu colegii și așa mai departe. Și poate că disciplina folosește și pe viitor, în viață, în general, în orice domeniu? Absolut. Oh, absolut, da. În egală măsură, contactul cu oameni cu foarte multă experiență și un extraordinar talent te ajută și pe tine. Deci nu numai că înveți de la ei, dar trebuie să încerci să te ridici la un anume nivel în care chiar, cum se zice în meseria asta, trebuie să le dai replica. Și asta este foarte bine pentru formarea tânărului actor și în egală măsură scoate timiditatea, emoția care este inerentă, nu există să nu ai. Poate să vină oricine să spună, eu m-am născut actor, nu e adevărat. Deci nu ne naștem actori. Absolut nu. Poate că există ceva acolo în noi care ne face să credem că da, e un lucru pe care aș putea să-l fac. Dar cel puțin la început, contactul cu camera de luat vedere sau cu publicul în teatru este o experiență absolut îngrozitoare. Te sperii de nu mai poți. Și însă fără această teamă, nu ajungi niciodată la un nivel la care să te satisfacă din punct de vedere creativ, artistic. Punctualitatea este și ea o parte din disciplină? O, da, și ca să nu mai vorbim de Hollywood, de exemplu, unde totul este pe ceas. Ajungem imediat și acolo, dar întâi vreau să știu
Care a fost, de ce actorie la început, da? Pentru că știu că bunicul a fost un mare actor, da? Și poate de aici, da, drumul acesta către actorie, către lumea artistică, pentru că un copil care crește într-un mediu de genul acesta, inevitabil își dorește să facă parte dintr-o lume care e foarte frumoasă. Povestea devine un pic mai interesantă, pentru că, într-adevăr, stând în umbra unei personalități artistice ca unchiul meu, Emanuel Petruț, și, bineînțeles, soția lui, mătușa mea, Catin Carala, care era un intelectual de mare valoare, te gândești, poate nu o să ajung niciodată la nivelul ăsta. Dar, pe de altă parte, așa cum spuneam, zice, dar dacă... Și pentru că am avut șansa să am niște experiențe cinematografice încă din copilărie, de la un moment dat m-am simțit, cum să spun, chiar mi-a fost teamă să rostesc în fața familiei că poate m-aș face și eu actor. Și am găsit o soluție de compromis, pentru că mie îmi place foarte tare teatru și am fost expus, vorba aia, la 6-7 ani mă jucam pe scena Teatrului Național Vechi și mă uitam cu uimire la jocul de lumini și la tot ce se întâmplă înaintea unei repetiții sau unui spectacol. Și atunci soluția mea de compromis a zis, mi-am spus mie, zic, dacă tot îmi place teatru așa de mult și ca să scap de frica asta că o să fiu toată viața în umbra unchiului meu, ce ar fi să mă fac regizor? A fost un compromis care a funcționat foarte bine pentru mine. Și mai ales pentru familie, absolut, da? Care a acceptat mai ușor. Absolut, imediat, sigur că da, sigur că da. Dar totuși primul contact cu actoria a fost undeva la o vârstă fragedă. Poveste foarte interesantă. Nu te-ai fi gândit la 13-14 ani în școala generală că o să ajungi vreodată să dai probe de filmare, dar uite, să ajungi într-un film. Și eu și cu prietenul meu, Cristian Orescu, ne alergam prin cultea școlii la un spectacol de sfârșit de an. Eram colegă cu fata regizoarei Geta Doina Tarnavski, care, bineînțeles, ca părinte, era și ea prezentă și regizoarea s-a tot uitat la noi, cum ne jucăm acolo, cum ne împingem, ce făceam noi la vârsta aia. Și la un moment dat, după serbare, a venit la noi și ne-a întrebat, copii, nu vreți să veniți la o probă de filmare? Îți dai seama, noi când am auzit, am zis, opa, gata, suntem vedete, ce să mai... Și ne-am dus la probă și după multă vreme ne-a povestit Geta Doina că atât de mult i-a plăcut relația dintre noi doi și prospețimea jocului și cât de bine ne-am înțeles între noi, încât a vizualizat exact ce-și dorea ea în secunda aia pentru filmul Misterului Herodot, pe care în vara respectivă l-am și filmat și a fost... mi-aduc aminte acum cu mare plăcere că, fiind copii, trebuia să avem un însoțitor. Și n-avea cine să vină cu mine, pentru că părinții mei lucrau și aveau funcții de răspundere. Așa că am apelat la bunica mea de la Sebeș, care a fost întotdeauna stâlpul familiei, ca să zic așa. Și boardeleanca adevărată și plină de energie. Și experiența ei la filmare, adică numai când mi-aduc aminte cum era, cum să spun, aproape cu gura căscată în fiecare zi, văzând pentru prima dată cum se face un film. Uh-huh. Și îi făceam tot felul de poante din cauza asta. Cei mai mulți dintre români vă țin minte pentru un alt rol. Acela a fost cel mai frumos rol pe care l-ați jucat? Sau nu? A fost din mai multe puncte de vedere. În primul rând că, fiind studenți la facultate,
toată lumea se aștepta că undeva trebuie să se mai întâmple ceva, evident. Deja pe vremea noastră, nu știu cum e acum, dar pe vremea noastră, în momentul în care intrai la institut, la IATC, era extraordinar. Pentru că era un început de carieră foarte clar. Nu mai puteai să ratezi. Și era grea admiterea, nu-i așa? Foarte îngrozitor de grea, adică asta e. Să nu uităm că erau 7 locuri la actorie la zi, 7 locuri la actorie la seral, 7 locuri la regie și nu știu, erau 5 locuri la operatorie și erau 200 pe un loc, adică și era un examen extrem de lung și paradoxal, cel puțin regizorii, aspiranții la regie trebuia să și învețe pentru că erau și probe scrise. Fiind în facultate, cred că m-am întâlnit cel puțin cu Ștefan Bănică, care de-abia a fost admis, o dată. După care am fost chemat la probe. Și ca așa s-a nimerit, am ajuns la probe, eu, Ștefan și Mihai Constantin. În același timp, în aceea zi. Și am intrat toți trei odată. Și așa a rămas. Și a fost rolul cel mai frumos rol jucat vreodată sau nu? Datorită acestei relații între personaje și apoi mai ales datorită relației dintre noi ca oameni și artiști, da. Și este și cea mai frumoasă relație de prietenie pe care o aveți, nu? Sigur, sigur. Și uite că rezistă în timp de atâta vreme. În ciuda multor kilometri care vă despart. Și unor cariere diferite, pe meleaguri diferite și genuri diferite. Adică suntem chiar genuri total diferite de artiști. Nu întâmplător... În facultate v-ați găsit și marea iubire? Da. Am pot să recunosc că deja nu mai contează. Da, într-adevăr am avut norocul să fiu prieten foarte bun cu o mare actriță și iarăși am învățat foarte multe despre nu numai despre dragoste și viață, dar și despre actorie de la ea. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat despre actorie? Cum să-ți modelezi propriul caracter ca să intri în pielea unui personaj. Ce este important? Tu ca personajul sau personajul ca tine, știu că este o discuție foarte complexă și foarte veche și cred că depinde de cum ești tu ca persoană, cum ție mai ușor. Indiferent de toate teoriile pe care le înveți, pe care le citești, pe care le auzi de la alții, procesul este extrem de personal. Și despre viață? Despre viață, asta este o discuție lungă și imposibilă. Acum că am ajuns la o anumită vârstă și suntem aici ca să spunem tot. Cine suntem? La vremea aceea, la vârsta aceea și având totuși o carieră sau oportunitatea unei cariere, viața, hai să zicem, viața diurnă, care înseamnă o relație durabilă de timp de lungă și care să aibă în perspectivă și copii, nu era la ordinea zilei. Am înțeles. În America? Cum ați ajuns și de ce ați plecat? Am cunoscut-o pe a doua iubire a vieții mele, mama băieților mei, care era de origine română, tatăl era român și venea din Los Angeles și era studentă la Facultatea de Filologie din București. Acum gândind retrospectiv și uitându-vă la unde a ajuns România acum și cum a evoluat în ultimii ani, ați luat cea mai bună decizie? Sigur, da. Sigur, da, pentru că dacă ne uităm la lumea modernă, este extraordinar de important pentru copii să aibă amândoi părinți.
și este una din discuțiile extrem de acide în societatea americană modernă. Pentru că sunt foarte multe probleme cu tineretul american din cauza că provin din familii despărțite și cresc mai mult cu mamele. Din momentul în care ați luat hotărârea să plecați în America, v-ați gândit ce o să faceți mai departe sau ați plecat așa pur și simplu și am vedea ce-o fi? Nu există actor, regizor, scenarist care să se mute chiar în Los Angeles ca să nu se gândească că într-o bună zi o să dea lovitura la Hollywood. Măcar, da. Cine spune că nu s-a gândit niciodată, minte. Din nefericire, visul acesta se destramă extrem de repede. De ce? Hollywood este un animal neîmblânzit, foarte greu de explicat. Și pe lângă alte calități, primul lucru pe care trebuie să-l înveți este răbdarea. Cine n-are răbdare, n-ajunge în Hollywood. Indiferent ce spun legendele, cum au ajuns unii peste noapte și cum a fost descoperit în restaurante decât un regizor fiind ospătari și așa mai departe, se întâmplă foarte rar și... Sunt excepțiile care confirmă regula? Sunt legende. Da, înțeles. Și atunci, încotro ați luat-o? Am ajuns în America și pentru că eram singurul artist din comunitatea românească respectivă la vremea aceea, proaspăt venit din România, erau bineînțeles artiști de origine română în Hollywood, puțin, dar erau. Regizorul Mișu Iacob, bineînțeles scenaristul Petru Popescu, care era foarte bine așezat și plăcut și făcuse deja, scrisese deja scenarii pentru câteva filme de succes. Dar eu eram nou venit și se căuta un consultant pentru partea română a producției Bram Stoker Dracula, a lui Francis Columbia Ford Pictures. Coppola, da, la Columbia Pictures, actual Sony Studios. Și acolo s-a îndrăgostit Francis de România. Și așa am ajuns destul de repede pe un platou de filmare care a fost o experiență evident fabuloasă și care m-a făcut să cred că da, se poate, adică dacă după un an de zile deja am ajuns pe la Columbia Pictures pe platou cu Francis Ford Coppola, Anthony Hopkins și Gary Oldman, deja nu e rău. Era promițător. Nu e rău. Chiar de pe poziția mea de consilier, acolo în spatele camerei, de luat vedere, să văd dacă se pronunță bine limba română sau dacă anumite elemente românești din film sunt cât de cât conforme cu realitatea. Nu contează. Până la urmă te ascultă nimeni și oricum este cum vrea regizorul, mai ales în partea vizuală. Și această prima intrare în Hollywood a fost, vorbeam de disciplină, a fost, iată, un proces de învățare. Pentru că vezi cum se filmează o mare producție. Și paradoxal, filmele se fac la fel. Asta voiam să zic. Absolut la fel. Diferențele față de România, care erau? Sub nicio formă. Tehnica și faptul că echipele lor de filmare au foarte multe elemente. Mult mai mult decât în producțiile europene de la vremea respectivă. În mod evident, pentru că erau implicat mulți mai mulți bani. Și atunci compartimentalizarea asta ajută foarte mult la o producție să meargă foarte repede. Și nu numai repede, să fie foarte eficient. Plus disciplina de rigoare și faptul că ca și în România, paradoxal, iarăși de toate poveștile pe care le auzim, pe un platou american, toată lumea la fel. Adică egală. Cu mici excepții de niște mari vedete care au niște pretenții, unii spun meritate, unii spun nu. Altfel, toată lumea este la același nivel.
Ce înseamnă pretenția? Ați auzit niște lucruri, niște povești? Oh, sunt multe, sunt foarte multe povești, cum să nu? Trebuie să ne gândim că, de exemplu, o vedetă care este implicată într-o producție de film semnează un contract care e atât de gros. Acum, într-un contract atât de gros, nu poate să fie vorba numai despre salarii. Plăți. Să sperăm. Deci, restul sunt lucruri mai mult sau mai puțin personale și, într-adevăr, sunt vedete care au pretenții foarte mari și își permit. Nu știu, mă întreb cum ar suna o pretenție foarte mare. Ce ar presupune? Sau una despre care ați auzit și vi s-a părut un pic, nu știu, neobișnuită, poate? Da, de exemplu, lunch de la un anume restaurant. Numai de la un anume restaurant. Mărimea trailerului, rulotei în care stai, este extrem de importantă pentru anumite persoane. Cine are rulota cea mai mare și cea mai arătoasă? E cea mai mare vedetă. Sau cel puțin dă senzația că e cea mai mare vedetă. Sunt foarte multe detalii și foarte multe amănunte, inclusiv machior personal, cine sunt asistenții, deci sunt o grămadă de detalii care poate să intre într-un contract atâta, la care participă un agent, un manager și câțiva avocați. E un oraș al contrastelor, pentru că știu că este și un oraș unde sunt foarte multe persoane fără adăpost, fără locuință. Și atunci mă întreb dacă e o discrepanță așa între opulența starurilor de cinema și a persoanelor fără adăpost. Sigur că da, sigur că da. Los Angeles, ca toate metropolele americane și cred ca toate metropolele din lume care au o populație vastă, e un oraș al contrastelor și împărțit în mod evident pe zone. Acum sunt foarte puțini oameni ai străzi din Beverly Hills. De ce? Pentru că lumea e mai atentă și în secunda aia autoritățile sunt un pic mai drastice ca să rezolve niște probleme sociale cât se poate de amiabil. În general, contrastele sunt între cartiere, cum ar veni. Și ele pleacă la fel și, cum să spun, de la genul de clădiri. Care sunt anumite zone, sunt bloculețe cu 4 etaje, multe apartamente, cu foarte mulți chiriași, după care pe partea cealaltă a bulevardului încep vilele. A, deci asta este definiția de locuințe multe, bloculețe cu 4 etaje. Înseamnă că nu prea știu construcțiile din România, unde sunt bloculețe cu... mă refer la zgârie-nori aici, că știu că există și... Dar sunt foarte puține în Los Angeles. Să nu uităm că Los Angeles este într-o zonă în care cutremure se pot întâmpla oricând, este destul de aproape de falie. Da. Și tradițional Los Angeles e un oraș care a fost construit pe larg, pe mult. Cine crede că va rezista vreodată în Los Angeles și în zonele adiacente fără mașină, visează. În general, în America, cred că e foarte greu să reziști fără mașină. New York, mai puțin New York, San Francisco, adică sunt în Chicago, deci metropolele vechi, da. Cu zgârie nori, cu metrou, cu autobuze, cu totul și cu altă lume. Lăsăm la o parte lumea artistică, știu că v-ați îndepărtat un pic, sau le îmbinați cumva, îmbinați mai multe lucruri deodată, nu sunteți doar pe partea artistică, mai faceți și altceva. Da, una din lecțiile pe care încerc eu să le ofer mai tinerilor mei colegi de brațul actoricească, mai ales a entuziaștilor români care ar vrea să vină în Hollywood sau care au ajuns în Hollywood și vor să încerce norocul. Eu întotdeauna spun și îmi pare rău că poate sună foarte dur, dar în primul rând trebuie să ai din ce să trăiești. California nu este ieftină. Așa că e un lucru la care trebuie să te gândești.
Și cel puțin pentru mine, și am recunoscut întotdeauna, având la vremea respectivă deja aveam doi băieți care trebuie să ai grijă de ei, trebuie să îi întreții, trebuie să le oferi un viitor, nu? Și atâta vreme cât nu reușești la un anume nivel în Hollywood, nu faci bani. Iar și foarte greu de înțeles că sunt în jur de 130.000 actori profesioniști care sunt în braț la actorilor SAG-AFTRA. Deci, dacă nu ești membru al acestui sindicat, în general nu faci nimic. Toate producțiile, toate producțiile mici, mijlocii, mari apelează la acest sindicat. Obligatoriu. Sigur, sunt proiecte non-union, dar șansele să ajungi în ceva cu un proiect care nu este validat de breazla regizorilor, breazla actorilor și așa mai departe, șansele sunt minime. Se întâmplă foarte rar. M-am gândit că pot să fac ceva care să-mi dea o anumită flexibilitate, deci în loc de o slujbă, cum spune americanul, de la 9 la 5, care ești legat de un scaun birou. Și de un birou toată viața, m-am gândit că să încerc să fac ceva care să-mi dea o anumită flexibilitate. Spre norocul meu, am terminat liceul de matematică fizică Mihai Viteazu. Asta înseamnă că pentru un regizor de teatru de meserie și actor, știu și matematică. Așa că mi-am dat licențele pedagogice în matematică. În America întotdeauna a fost nevoie de profesor de matematică. Este și acum. Deci asta m-a ajutat foarte tare să găsesc un post de profesor, care înseamnă salariu, beneficii, asigurări medicale, inclusiv pentru familie. Și destul de mult timp liber, flexibilitatea de care vorbeam, ca să mai bați pe la o ușă, să mai poți să mai timp să mai scrii un scenariu, să mai bați pe la o ușă, să poți să te mai duci la o premieră, la un eveniment și așa mai departe, ca să nu pierzi contactul. Altfel, mă gândesc cu groază că ar fi fost foarte puține oportunități, foarte puține profesii, foarte puține slujbe care să-mi fi dat această flexibilitate. Această flexibilitate, da. Și cum este profesorul Tudor Petruț? Exigent? Eu, fiind crescut și educat în școala românească veche, la început am fost extrem cu linia? De la linie până la trasul de ureche și așa foarte în sus. Exigența și structura pedagogică a școlii românești, așa cum am făcut-o noi, iată că m-a ajutat pe mine să ajung profesor de matematică din nimica. Așa că la început eu am vrut să fiu ca în România. În America nu se poate. Trebuie să fii mai sensibil, mai drăguț, mai atent. Și să înțelegi că nu toți copiii sunt la fel. Și sistemul este de așa natură încât oarecum te obligă să te mulezi practic cât se poate de mult pe fiecare elev în parte. Funcționează tot timpul, poate nu. Sunt mai mulți factori aici pentru care uneori învățământul american eșuează și nu țin neapărat de sistem. Poate țin mai mult de mediul familial. Aveți doi copii care nu mai sunt copii. Nu mai sunt copii. Știu limba română? Da. Deși nu au, adică vin în România, bănuiesc, sau uneori au venit în România, i-ați mai adus în România. Băiatul meu cel mare a fost, fără mine, cel mic, care nu mai e mic, mă tot amenință că vine cu mine, dar pe de-o parte mă bucur că sunt foarte ocupați în carierele lor, ceea ce înseamnă că au foarte puțină vacanță și preferă să găsească un alt mod de relaxare decât să călătorească tocmai până în Europa. Dar ei vorbesc românește și mama lor, fosta mea soție, vorbea românește și a insistat și pentru bunici ca ei să învețe românește de mici, au fost bilingvi dintotdeauna.
Și noi vorbim românește tot timpul, deci când vorbim la telefon vorbim românește încă. Au urmat și ei aceeași cale artistică? Cum ar spune americanul, peste cadavrul mamei lor. Deci, mai ales că am și divorțat. Deci, cu atât mai rău. Nu, ea s-a opus și am înțeles-o foarte tare, pentru că la vremea respectivă n-am putut să le dau un exemplu, să zic că, draga mea, totuși, mama a copiilor mei, uite, dacă eu am putut, venind din România, vai de capul meu, lasă-i și pe ei să încerce. Cum făcusem foarte puține lucruri la vremea respectivă, nu a fost un răspuns pe care eu l-am înțeles foarte bine, avea dreptate. Cu toate astea, băiatul meu cel mare nu s-a îndepărtat foarte tare de la o chestie apropiată de sistemul ăsta de divertisment, pentru că Hollywood este de fapt capitala industriei divertismentului mondial. Lumea zice că e cetatea filmului. Nu, e mai mult decât atât, e un business, e o afacere imensă. În orice caz, băiatul meu a vrut cumva încă de mic să devină impresar, agent de sportivi, nu de actor, nu de regizori, ci de sportiv. Și a reușit. Nici acolo nu e ușor. Nu e o carieră foarte, foarte ușor de urmat, dar iată că este agent de sportiv, lucrează cu câțiva campioni olimpici americani și este vicepreședint la o firmă în New York. Și cel mic? Cel mic este un om de afaceri. E singur om de afaceri din familie, singurul care se pricepe, ca să zic așa, la bani. Și este agent imobiliar pentru una din cele mai mari bănci de împrumuturi imobiliare. Ați plecat în 95 din România. Când v-ați întors prima oară? Mi-a fost greu să renunț la vizitele din România, dar am considerat că e mult mai important ca bunicii, părinții mei, să fie alături de nepoți decât să vin eu la ei în România. Așa că timp de 20 de ani i-am așteptat cu drag pe ei mei să vină din 2 în 2 ani să fie alături de nepoților. Până la un punct, până când tatăl meu a îmbătrânit, ca să zic așa, și era foarte greu să călătorească, așa că după 20 de ani, în 2015, m-am întors pentru prima dată în București, de data asta ca să fiu eu cu ei, și de atunci vin în fiecare an. Și ce ați găsit în România? Ce România ați găsit și cu cine v-ați întâlnit prima oară când v-ați întors după 20 de ani? Am fost absolut fascinat de schimbările, cel puțin în București, brusc. Numai de la aeroportul Otopeni și până acasă în Piața Romană. Și mi-aduc aminte cu mare drag și cu emoție, uite și acum, m-a impresionat foarte tare și m-am bucurat atât de mult pentru România și pentru români. Mare diferență, extraordinar de mare diferență, indiferent ce se vorbea, ce se spunea în presa românească, în presa internațională, în presa americană despre România. România arăta foarte bine, foarte schimbată și oamenii erau frumoși și colorați și mie mi se părea la vremea respectivă oarecum fericiți. Sigur că sunt probleme peste tot în lume. În fiecare an când vin și mă uit în jurul meu și poate mi-e mai ușor să văd schimbările lipsind 11 luni. Se schimbă România. Uite, nu mai venind spre studioul vostru și l-am rugat pe taximetrist, că am fost cu 5 minute mai devreme și m-a lăsat mai jos un pic și nu m-am uitat la frumusețea asta de blocuri și cât se construiește și ce bine arată clădirile și câte mașini poate să fie pe stradă. După părerea mea, asta e o dovadă că ne îndreptăm clar spre viitor. Ce vă place să faceți cel mai mult în timpul liber? Care e timp liber?
De fapt, noi avem o viață suficient de relaxată, am ajuns la o anumită vârstă, la un anume nivel, în care, în primul rând că n-avem program. După program, n-avem program. De exemplu, mie îmi place să gătesc. Asta este luxul american? Să n-ai program după program? Dacă ajungi acolo, da. Da, face parte din, așa cum spun americanii, visul american. Să fii liniștit și relaxat în căsuța ta, cu familia ta, și să nu te gândești la ce se va întâmpla. Lasă să se întâmple. Și ce gătiți? Orice. Mâncare românească? Inclusiv mâncare românească, dar... Sarmale? Da, dar nu, eu nu fac nimic după rețetă. Sunt autodidact? Sunt artist la bază. Am înțeles. Deci e foarte greu să urm... să am o regulă fixă și atunci încerc tot felul de lucruri. Noi mergem foarte des la restaurant și atunci fur... Fără probleme din tot ce degustăm și încerc să reproduc, dar iarăși nu exact, și am o regulă foarte strictă, nu stau în bucătărie mai mult de o oră. Ștefan Bănică Junior este un prieten bun, da? Unul dintre cei mai buni? Sigur că da. Noi am fost ca frații și am rămas ca frații și ținem legătura și în timpul anului și aproape fără drept de apel, cum ajung, ne întâlnim. E cum ar veni, e primul care mă întâlnesc de fiecare dată și după aia se strânge toată gașca în jurul nostru. Și uite, aseară, de exemplu, m-am bucurat foarte tare că ne-am întâlnit, am stat de povești și ne-am dus să-i facem o surpriză lui Ducu Berții, pe care eu nu l-am văzut de 20 de ani, de când a fost în turneu în America și a fost la noi. Îmi pare rău că nu pot să reproduc fața lui Ducu. Și a venit după aia, bineînțeles, să vorbească cu noi, ne-am pupat și Ștefan poartă tot timpul o șapcă când este în public, ca să nu-l recunoască lumea. Da. Și funcționează? Absolut, da. Paradoxal, da. Hai să spun și de ce. Deci vine Ducu, zice, domnule, și m-am uitat acolo de pe scenă și zic, bă, zic, ăla e Petruț, zice, dar nu poate fi Petruț, că Petruț e în America. Și am venit să văd, e Petruț. Și în secunda aia ridică Ștefan capul și îți dai seama ce s-a întâmplat. Deci nu l-a recunoscut nici măcar Ducu Berții. Nu. Într-adevăr, cu șapca și cum stă așa cu minte, ca să nu... Așa că chiar ne-am bucurat că am făcut o mare surpriză lui Ducu aseară și el s-a simțit extraordinar că a depănat niște amintiri și așa mai departe. Asta ni se întâmplă de multe ori când sunt și în România, mai ne întâlnim întâmplător cu oameni pe care dacă Ștefan nu i-a văzut pe mult, vă dați seama că eu mie îmi place să mă duc la teatru și tot așa îmi place să-mi surprind prietenii și foștii colegi, așa, dar jur nu s-au niciodată în față. Și totuși se mai întâmplă, dar cel mai simpatic a fost, bineînțeles, Bebe Cotimanis. Am fost la un spectacol la sala Atelier a Teatrului Național, m-am așezat în spate frumos, singurul care știa că sunt în sală era Dragoș Stemate, erau în același spectacol. Și era o scenă care se petrecea chiar în fața mea, cum ar veni. Și Bebe Cotimanis turna un whisky cu gheață în spectacol. Și s-a uitat și n-avea replică, se întâmpla ceva în spate. S-a uitat și se întoarce și era Dragoș Stemate, Croi făcea whisky și zice, ăsta e lui Petruț, în timpul spectacolului. Sub scaun am fost absolut bineînțeles, săracul Dragoș, n-am să înțeleg niciodată cum de n-a clacat în secundă. Aia a fost una în cele mai bune poante pe care l-am văzut. Și se întâmplă tot felul de lucruri de astea mici, dar foarte, foarte drăguțe, și eu mă bucur că nu m-a uitat și că își amintesc, nu numai că își amintesc de mine, dar își amintesc cu bucurie de mine, pentru că am petrecut multe ore împreună și momente frumoase împreună și mai ales la vremea respectivă. Cum să spun, instinctul ăsta de gașcă nu înseamnă numai că ești apropiat de cineva. Noi nu lipseam niciodată de la premierele lor, ei nu lipseau niciodată de la premierele noastre, care este foarte important. Era o susținere tacită și chiar dacă nu venea să te pupe pe frunte, zici că bă, bravo, bă, ce bine ai făcut, nu conta. Faptul că a fost acolo era extrem de important. La noi se numește endorsement. Da, absolut da. Sigur da. Sufletul către ce echipă merge? Eu sunt Dinamovist.
și tocmai ce au căpătat exact. Ceva în palmares exact. De curând. Exact. Da. Așa că ați fost la meci? Nu n-am apucat pentru că am venit chiar în ziua, eram în avion și am niște prieteni buni care lucrează la clubul Dinamo. Ștefan Bănică este un mare microbist și e dinamovist. Tudor Furdui, alt prieten bun de al nostru, care e în comentariile sportive, este alt mare dinamovist. Cred că primul lucru care am întrebat-o pe mama care se pricepe a cine știe ce la fotbal, cum am ajuns de aeroport, am întrebat-o ce a făcut Dinamo. Paradoxal, s-a uitat la televizor ca să-mi spună, ca să-mi spună, da, că zice, băi, am înțeles că au intrat în asta, în ligă. Zic, ah, bun, bravo. După care am vorbit cu băieții și chiar o să mă bucur foarte tare că am fost invitat să mă întâlnesc cu câțiva din cei care lucrează pentru clubul Dinamo și am așa o intuitiv cred că o să vrea să facem fan club USA pentru toți româno-americanii care sunt susținători echipei Dinamo, pentru că sunt mulți, deși nu sunt foarte mulți bucureșteni în comunitatea româno-americană, paradoxal, ardeleni foarte mulți. Am înțeles. Dar sunt foarte mulți dinamovici. Trei întrebări scurte mai am. Film sau teatru? Pentru mine teatru a rămas marea dragoste. Mie îmi lipsește foarte, foarte mult teatru. Și am făcut câteva spectacole. Teatru în Los Angeles nu există. Este un apendice al industriei divertismentului și este mai mult folosit ca showcase pentru actori. Apă sau vin? Eu toată viața apă cu vin. Și zi sau noapte? Niciun caz zi. Nu, este momentul cel mai îngrozitor al zilei, pentru că trebuie să mă scol în jur de 6:30 dimineața, știind că mă voi culca cel mai devreme la 1:30. Așa că pentru mine răsăritul de soare, în loc să fie romantic, începe tortura. E o tragedie. Da? Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc tare mult, mă bucur că am fost alături de tine și mă bucur că am fost la prima.